Așa cum ne-am obișnuit în ziua de 24 ianuarie, Unirea Principatelor Române, zi care are o însemnătate uriașă pentru istoria poporului român. Instituțiile de cultură și cele ale autorităților locale au organizat diverse activități prin care s-a dorit punerea în valoare a acestor momente istorice deosebite care au dus la întregirea neamului românesc, astfel atât la Sala Mehedințeană de la Pădurea Crihala, cât și în Sala de Spectacole a Palatului Culturii Teodor Costescu. Severinenii au avut parte de concerte populare de excepție și multe alte surprize. Deșteaptă-te, române, din somnul cer de moarte, care te-adânciră barbarii de tirani, barbarii de tirani. Cu ocazia zilei de 24 ianuarie, o zi plină de semnificații istorice pentru toți românii, Palatul Culturii Teodor Costescu a organizat o serie de activități foarte interesante, atât la sala de spectacole a instituției, cât și la sala expozițională de la Pădurea Crihala. Vorbim despre Sala Mehedințeană, care a oferit publicului atât concerte populare, cât și expoziții fotodocumentare, de artă, dar și comunicate științifice. Pasiunea mea pentru colecționarea de costume populare s-a născut văzând cum satele își pierd tradițiile vechi. Soțul meu este din comuna Balta, iar în zona de munte se păstrează cu sfințenie tradițiile, iar oamenii au păstrat încă din trecut aceste obiecte de îmbrăcăminte populară. Am colecționat începând de acolo și am început apoi să strâng costume din toată aria Mehedințiului și din alte comune. Nu este moment mai potrivit decât Mica Unire să ne întoarcem la tradiții și am gândit această expoziție ca o încununare și o transmitere a tradițiilor din trecut în prezent. Programul artistic a fost susținut de grupul vocal Sânziene Mehedințene. Ne aflăm astăzi la Sala Mehedințeană a Palatului Culturii Teodor Costescu să sărbătorim 163 de ani de la Mica Unire. Am venit împreună cu grupul de Sânziene Mehedințene, fete tinere, frumoase, talentate, care îmbracă de fiecare dată portul popular cu mândrie. Vom cânta cântece patriotice. Vreau să mulțumesc în primul rând primăriei și Consiliului Local Drumeta Turnu Severin, precum și Palatului Culturii Teodor Costescu, fără de care nu s-ar fi putut realiza acest eveniment. La eveniment a fost prezentă și Delia Râmniceanu, care a prezentat publicului un material despre unirea românilor de la graiul arhaic la influența limbii literare propagate prin diferite căi. În contextul de astăzi am pregătit un material care definește cumva graiul românilor într-un context al unirii acestora. M-am referit în mod deosebit la arhaismele din perioada dintre cele două uniri, de la Mica Unire, de la 1859, până la România Mare, în 1918, și chiar ulterior, cum acestea au fost influențate de apariția limbii literare și de pătrunderea noilor cuvinte în limba română. Dacă vorbim despre unirea românilor, evident, vorbim despre elementele identitare și despre originea poporului român, despre originea limbii române și dezvoltarea acesteia pe parcursurile istorice. La Sala Mehedințeană deja s-a cultivat o mică tradiție în sensul creionării unor astfel de manifestări, care se bucură de participarea unui public numeros și dornic de muzică autentică, dar și de informații privind istoria. S-a intonat imnul de stat al României, o soprană minunată, Nicoleta Iancu, cu terță pe o vioară, cu mâini fine ale domnișoarei Perianu Ana Maria. Am avut o comunicare științifică pe tema unirii. Domnul profesor Romeo Popa, domnul profesor doctor Romeo Popa, prelegerea mai ținut în sensul acesta domnul profesor Șalapa Dan
și avem despre unirea românilor, unirea în cuvinte, cuvinte folosite la timpii respectivi, doamna Delia, doamna profesor Delia Râmnicianu. Avem o, după cum vedeți, o expoziție fotodocumentară a Arhivelor Statului, filiala Mehedinți, domnul Marian Pele, domnul doctor Marian Pele, și încă o expoziție a doamnei avocat de artă populară, doamnei avocat Ivășcanu, care succesiv a adus în viziunea comunității o altă idee de unire, unirea în costume populare. Acum vreau să vă mai spun că în încheiere grupul vocal Sânzienele Mehedințene au dus la, prin cântecele lor patriotice, la ridicarea atmosferei pe măsura evenimentului și, din păcate, ora Unirii, cu care trebuia să încheiem, o avem în suflet, o avem în inimă, primul pas spre Marea Unire. Și în sala mare a Palatului Culturii Teodor Costescu a avut loc spectacolul folcloric Hai să dăm mână cu mână cei cu inima română. În cadrul evenimentului, corul Chinonia al Episcopiei Severinului și Strehaiei a evoluat alături de orchestra Lăutarii Mehedințului a Palatului Culturii Teodor Costescu cu un repertoriu de cântece patriotice. Astăzi, când românii toți sărbătoresc una dintre zilele importante pentru fiecare dintre noi, unirea mică, cum o numim majoritatea, dar nu în sensul că a avut o importanță mai mică față de cea din 1918, ci pentru că s-au unit doar două dintre cele trei principate românești. Cum spuneam, astăzi, când sărbătorim această zi importantă, corul Chinonia, în virtutea colaborării fructuoase din cursul anilor trecuți cu Orchestra Lăutarii Mehedințului a Palatului Culturii Teodor Costescu din Drobeta Turnu Severin, alături de alte nume sonore ale muzicii populare atât de pe teritoriul județului nostru cât și din celelalte județe ale Olteniei, a susținut pe scena sălii mari a Palatului Culturii, de aici din Drobeta Turnu Severin, un spectacol de cântece patriotice și cântece folclorice pe sufletul românilor care au fost alături de noi în sala Palatului Culturii. Evenimentul a fost organizat de primăria orașului nostru în colaborare cu Palatul Culturii Teodor Costescu. În fiecare an, primăria Drobeta Turnu Severin, împreună cu alte instituții de cultură și administrative ale județului nostru, al orașului Drobeta Turnu Severin, în speță Palatul Culturii, organizează evenimente care să marcheze această mare zi pentru noi, pentru români, 24 ianuarie, Mica Unire. Și în acest an s-a organizat aici la Palatul Culturii evenimentul Hai să dăm mână cu mână, Mica Unire, în care au fost mai multe reprezentații, printre care corul Chinonia al Episcopiei Severinului și Strehaiei, cu un repertoriu de cântece patriotice, ansamblu Maria Tănase cu dansuri populare și cântăreți de muzică populară, precum și alți interpreți consacrați ai județului nostru. Au fost și clipe de poezie interpretate de prezentatorii acestui eveniment. Dorim tuturor românilor un an nou binecuvântat și le urăm la mulți ani și tuturor românilor de aici, din România și de pretutindeni. Pe scenă au evoluat în continuare soliștii de muzică populară consacrați și grupul de dansatori al ansamblului Maria Tănase din Craiova.